Duhul Sfânt. Cor de îngeri cânta, lume încetat, numele Lui fie laudat. Slavă sus în ceruri, pace pe pământ, s-a născut Mesia, Domnul nostru Sfânt. Cor de îngeri cânta, lume încetat, numele Lui fie laudat. S-a tăbet de iebe mic oraș, azi în timp se naște un copilaș. Mântuirea la noi a venit, Domnul cerul fie slăvit. Slavă sus în ceruri, pace pe pământ, s-a născut Mesia, Domnul nostru Sfânt. Orice înger cânta, Lui neîncetat, numele Lui fie laudat. Slavă sus în ceruri, pace pe pământ, s-a născut Mesia, Domnul nostru Sfânt. Cor de îngeri cânta, Lui neîncetat, numele Lui fie laudat. Tresărați toți de bucurie, slavă cer și lume să fie, s-a a nostru Mântuitor, Iisus Domnul nostru al tuturor. Slavă sus în ceruri, pace pe pământ, s-a născut Mesia, Domnul nostru Sfânt. Cor de îngeri cânta, Lui neîncetat, numele Lui fie laudat. Slavă sus în cerul, pace pe pământ, s-a născut Mesia, Domnul nostru Sfânt. Cor de îngeri cânta, Lui neîncetat, numele Lui fie laudat. Slăviți să fie Domnul! Numele Lui să fie lăudat! Și suntem adunați în locul acesta cu scopul de a lăuda numele Lui. Aș vrea să începem slujba din această seară, ca de obicei, printr-o rugăciune, implorând numele Domnului, ca El să fie cu noi, El să fie prezent în ceea ce facem noi în seara aceasta aici. Duhul Sfânt să ne călăuzească în lucrarea Lui și pacea Lui Hristos, care întrece orice pricepere, să stăpânească în inimile noastre tuturora. Cu toți intrăm în rugăciune și cerem sprijinul Domnului pentru slujba din seara aceasta. Doamne, venim înaintea Ta și îți mulțumim.
rămânem în picioare și lăudăm pe Domnul cu o cântare. Bine ai venit, scump Iisus, bine ai venit. Noi te iubim, te proslăvim și inimim te primim, căci i-ai adus iertare, dar și viața pe vecie tu ce Salvator, bine ai venit. Bine ai venit, scump Iisus, bine ai venit. Noi te iubim, te proslăvim și inimim te primim, căci ne-ai adus iertare, dar și viața veșnicie duce. Salvator, bine ai venit. În lumea noastră de păcat Iisus Hristos venit, El cerul slavă i-a lăsat pentru a ne mântui. Nu împăcatul, dragii lumi, salvare ne-a adus. Cântăm și vântinați cu toți a zegerul Iisus. Bine ai venit, scump Iisus, bine ai venit. Salvator, bine ai venit. Ce mare har, ce bucurii Tatăl mi-a dăruit. Pe Fiul Său Iisus Hristos la noi jos l-a trimis. În cer și haruvim îi cântă lui neîncetat. Cântăm și noi cu Iisus, bine ai venit. Noi te iubim, te proslăvim și inimim te primim, căci mi-ai adus iertare, dar și viață pe vecie dulce. Salvator, bine ai venit. Bine ai venit, scump Iisus, bine ai venit. Te iubim, te proslăvim și inimim te primim, căci ne-ai adus iertare, dar și viață pe vecie duce. Salvator, bine ai venit. Salvator, bine ai venit. Spunem bun venit Domnul Iisus Hristos în mijlocul nostru în seara aceasta. Și uitați ce spune aici omului Dumnezeu David și aș vrea să ne alăturăm și noi de el în seara aceasta. În Psalmul 34 el zice: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Doamne ajută-ne! Putem noi să zicem fiecare locul acesta: Doamne, te voi binecuvânta și te binecuvintez în orice vreme. Atunci când ne merge bine, atunci când suntem sănătoși, atunci când avem mai mult decât ne trebuie și atunci când nu mai avem nimica. Putem să spunem, cum a spus David, te voi binecuvânta în orice vreme. Și lauda ta va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul. În ce ni se laudă sufletul nostru? Cu ce ne lăudăm noi? Pe ce ne bizuim noi? Ne lăudăm cu averile noastre, ne lăudăm cu ceea ce noi am rezolvat, cu școlile noastre, cu numele care le avem, cu ce ne lăudăm? Să mi se laude sufletul în Domnul. Doamne, ajută-ne ca să ne lăudăm cu Tine, cu Domnul nostru. Să asculte cei nenorociți și să se bucure,
când vor auzi laudele noastre, când vor auzi ce spunem noi, să fie o pricină de bucurie pentru cei din jur. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Doamne, ajută-ne! Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Fraților, trebuie să ne temem de Domnul. Ca să fim scăpați de primejdie, trebuie să ne temem de Domnul, ca îngerii Domnului să tăbărească în jurul nostru. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul voi, sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Pui de leu duc lipsă și le foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine, slăvit să fie Dumnezeu. Haideți să căutăm pe Domnul, haideți să căutăm fața Lui în seara aceasta și totdeauna, ca să nu ducem lipsă de niciun bine. Ca Dumnezeul nostru, Domnul Iisus Hristos, să fie păstorul nostru, așa cum spune Psalmul 23. El este păstorul nostru care ne duce și ne paște în pășun verzi și la ape de odihnă. Ne înviorează sufletul. Haideți să mergem înaintea Lui în seara aceasta, binecuvântându-L pe El, promițându-I frică de El, că ne temem de El, ca îngerii Domnului să tăbărască în jurul nostru, să ne ocrotească pe noi, pe copiii noștri, pe nepoții noștri, pe cei din jurul nostru. Să vadă cei din jurul nostru să se bucure când vor vedea și vor asculta laudele noastre. Doamne, întărește poporul Tău în seara aceasta, ca să fim cu adevărat niște martori ai nașterii Domnului Iisus Hristos, ai morții și al învierii Lui. Cu toții intrăm în această rugăciune de laudă la adresa Lui Dumnezeu. Doamne, venim înaintea Ta din nou. Thank you.
Amin. Rămânem în picioare, udăm pe Domnul cu o cântare. O, ce veste minunată, Betleem mi s-a arată. Astăzi s-a născut cel fărăcebun, cum au zis prorocii. Astăzi s-a născut cel fărăcebun, cum au zis prorocii. Iosif cu Maria în Betleem să se înscrie. Într-un mic sălaș, lângă acel oraș, s-a născut Mesia. Într-un mic sălaș, lângă acel oraș, s-a născut. Romani, capitolul 15, voi da citire cuvântului lui Dumnezeu de la versetul 1 la versetul 7 inclusiv. Pagina 1109 în Sfintele Scripturi. Repet, Romani, capitolul 15, pagina 1109 în Sfintele Scripturi de la versetul 1 la versetul 7 și cu toții să ascultăm, să urmărim cuvântul lui Dumnezeu. Cei tari să îngăduie pe cei slabi. Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Căci și Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci după cum este scris, ocarea celor ce te ocărăsc pe tine a căzut peste mine. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângăierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. Dumnezeul răbdării și al mângăierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Pentru că toți împreună cu o inimă și cu o gură să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos, spre slava lui Dumnezeu. Amin. Ne plecăm din nou capitele și într-o rugăciune cerem ca Dumnezeu în seara aceasta să binecuvinteze cuvântul acesta care a fost citit, în mod special cuvântul care se va propovădui, să ne rugăm pentru frații care vor predica în seara aceasta, ca Dumnezeu să-i întărească, Dumnezeu să le dea har și nouă inimile să ne le pregătească pentru ascultarea și primirea cuvântului vieții. Cu toții ne rugăm. Doamne, venim din nou înaintea ta cu mulțumire.
Vă rugăm să ocupați locurile. Vreau să spun tuturor, bine ați venit în casa Domnului, este cel mai bun și prielnic loc pentru sufletele noastre și mă rog ca Dumnezeu să ne sature în seara aceasta din hambarele Lui. El este bogat, cuvântul Lui este plin de viață și mă rog ca acest cuvânt să aducă viață în inimile noastre, viață spirituală, viață fizică. De tot ceea ce avem nevoie, totul se găsește în cuvântul Lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să dau loc fanfare care se pregătește să laude pe Domnul cu o cântare urmată de cor. Dacă sunt frați, surori care vor să cânte, vă rog să ne faceți de cunoscut din timp ca să putem să vă încadrăm în program. Ascultăm fanfara urmată de cor.
Sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos este o sărbătoare de bucurie în care s-a cântat, se cântă, tinerii biserice vor să cânte spre slava Domnului, de aceea îi invităm să vină în față, să laude pe Domnul. Au spus că au două cântări sau mai multe, am spus că deocamdată două, dacă este timp și mai târziu, Domnul să-i binecuvinteze. Să vă rugăm să veniți în față și să lăudați pe Domnul.
Domnul să-i binecuvinteze pe tineri. Am înțeles că a fost 100 la colindată. Dacă mai este timp, mai la sfârșit, o să le mai dau loc să cânte. Este seară binecuvântată în care putem să lăudăm pe Dumnezeu. Însă este important să ascultăm și cuvântul Domnului. Deci aș vrea să ne rugăm în seara aceasta pentru fratele Timotei, care va predica cuvântul Domnului. Este un tânăr printre noi, a venit mai recent din țară, de vreo 6 luni, îmi spunea. Cred că predică prima dată în biserică la noi, să ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu el. Dumnezeu să-l întărească și să-i dea ușă de cuvânt. Iar inimile noastre să le deschidă la cuvântul Domnului, să absorbim, să strângem cuvântul Domnului în inima noastră, ca să nu păcătuim împotriva lui. Fratele Timotei. Slăviți să fie Domnul! Hristos a născut! În România este acest obicei ca până la Bobotează, în ianuarie 6, lumea se salută tot cu acest salut. Când e primul meu Crăciun în Statele Unite și cu ocazia acestor sărbători, o grămadă de frați mi-au spus Merry Christmas. Așa că nu vreau să par rămas în urmă și vă doresc tuturor Merry Christmas and Happy New Year. În seara aceasta stăm înaintea lui Dumnezeu, înaintea cuvântului Său și de când am fost anunțat că voi sluji în seara aceasta, m-am tot frământat ce ar merge mai bine, mai ales că acum și au fost și sărbătorile astea. Un text pe care, dacă miercuri seara am spus că Epistola către Corinteni, întâia Epistola către Corinteni, este o epistolă oarecum de mustrare pentru creștinii din Corint. Pavel creștinilor din Roma, după ce în primele 8 capitole scrie poate cea mai profundă teologie a lui, în capitolele 9, 10, 11 până la 16, îi îndeamnă pe creștini cum să conviețuiască împreună. Le scrie legat de câteva aspecte. Dacă citim capitolul 14, vom observa că între creștinii din Roma erau disensiuni în ceea ce privește zilele de închinare. În această biserică erau și evrei convertiți la creștinism, dar care vreau să păstreze ca zi de închinare ziua de sabat. Și creștinii convertiți la creștinism dintre neamuri, care nu erau evrei, nu erau iudei, probabil că au ales o altă zi. Și de aici între ei a apărut o mică ceartă, am putea spune chiar ruptură, și Pavel încearcă să le spună că cine se închină într-o zi e bine, cine se închină în alte zi e bine, că în oricare zi ne închinăm, Domnului ne închinăm. Un alt aspect pe care Pavel pune accentul, le spune, era legat de hrana pe care o foloseau ei acolo. Tot așa, iudeii convertiți la creștinism vreau să păstreze în continuare legea vechi testamentară și dacă veți citi în Levitic capitolul 11, veți vedea acolo toată lista de animale curate, necurate, ce Dumnezeu a poruncit poporului său să mănânce, să nu mănânce. Și acești evrei din biserica aceasta din Roma, acești credincioși creștini, vreau să păstreze oarecum legea vechi testamentară în ceea ce privește hrana lor fizică, pe când cei dintre neamuri, nefiind familiarizați cu legea vechi testamentară, pentru ei era ok să mănânci și carne de porc, evreii nu mâncau. Pentru ei era ok să mănânci probabil și carne de iepure, dacă l-ai vânat, e al tău, poți să-l mănânci. Evreii nu mâncau carne de iepure pentru că Dumnezeu le-a interzis să mănânce carne de iepure sau de porc. Și a apărut o mică ruptură oarecum în biserica din Roma și Pavel, vrând să aplaneze acest conflict care s-a născut acolo, zice, cel care mănâncă să nu disprețuiască pe cel care nu mănâncă și cel ce nu mănâncă să nu disprețuiască pe cel ce mănâncă. Că nu mâncarea ne face pe noi plăcuți lui Dumnezeu, ci atitudinea inimii. Un alt lucru pe care Pavel îl accentuează și le vorbește acestor credincioși din Roma este cu referire la sensul sau scopul trăirii. Și dacă citim capitolul 14, versetul 7, spune: în adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și nici unul din noi nu moare pentru sine. Pavel, cu alte cuvinte, vrea să le spună: dacă ăsta mănâncă și se închină într-o anumită zi și tu mănânci altceva și te închini într-o altă zi, nu o faci pentru tine. Că nu, tu nu trăiești pentru tine și nu mor pentru tine. Noi trăim și murim pentru Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui.
Iar apostolul Pavel în acest capitol 15, în textul care a fost citit, le spune că noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Aș vrea acum de la început să vorbesc puțin despre aceste două categorii de credincioși pe care Pavel le identifică aici în text. Credincioși și tari în credință, despre care o să vorbesc puțin mai târziu, și credincioși și slabi în credință. Erau probabil cei care își permiteau să mănânce și carne de porc și alte lucruri, să aibă o altă zi de închinare decât sabatul. Erau mai liberi în ceea ce privește viața cotidiană. Probabil îi disprețuiau pe ceilalți și le spuneau, voi sunteți slabi. Cei care nu mâncau și respectau legea vechi testamentară cu privire la ziua de închinare, să fie sabatul, la hrana lor zilnică, la toată curățenia care trebuia făcută, probabil spuneau despre ăștialalți, voi sunteți slabi. Și Pavel nu spune, voi ăștia care faceți așa sunteți tari. Nu le spune așa. Ce voi cei tari, sau noi cei tari, suntem datori să răbdăm. Adică noi ăștia care nu ne potignim de toate aceste lucruri, suntem deasupra lor. Că ești creștin dintre neamuri, că ești creștin iudeu, dacă nu te potignești în aceste lucruri, faci parte din categoria celor tari. Cei care se potignesc pentru lucruri atât de bizare, atât de nesemnificative, fac parte din categoria celor slabi. Și Pavel le spunea, noi ăștia care suntem tari, suntem datori să-i răbdăm. Și o să vedem mai târziu și de ce trebuie să-i răbdăm. Însă am identificat, datorită puținei experiențe de viață pe care o am, încă o categorie de credincioși care o întâlnim în bisericile noastre. Am slujit în România, într-o biserică, cât am fost la București, am slujit și în Oradea, călătorit puțin și prin Europa, am muncit și în Europa, am slujit și în unele biserici din Belgia. Am ajuns la un moment dat într-o biserică, m-am pus undeva nici în spate, nici în față, undeva la mijloc și m-am așezat pe bancă, dorind să stau să ascult cuvântul lui Dumnezeu, să mă închin acolo. Și în partea mea dreaptă stăteau doi frați care, necontenit, de când au intrat în biserică, au început să vorbească de... Deci eu nu puteam să-i aud pe cei ce cântă, pe cei care dau îndemnuri la rugăciune, de vorbele acestor frați. Și oarecum, așa, mâniat, m-am întors spre ei și le-am spus, frații mei, eu sunt mai tânăr și vă respect, dar vă rog mai încet sau chiar deloc, că aici e casa lui Dumnezeu. Mi-a dat o replică imediat. Zice, dacă nu-ți place, mută-te mai în față. Le-am zis, zic, totuși, dar puțin bun simț, că nu-i casa noastră, e casa lui Dumnezeu. N-am mai zis nimic. Când s-a încheiat slujba, celălalt m-a bătut pe umăr și mi-a spus, zice, doar ca să știi, data viitoare, dacă nu-ți place, te muți mai în față, that's it. Degeaba am mai încercat să vorbesc după aia cu el, că n-am reușit. Nu m-am mai ascultat. Această categorie de oameni, această categorie de credincioși pe care îi întâlnim, deci nu cred că există biserică în care să nu fie oameni de genul acesta. Eu i-am numit oameni vicleni sau șmecheri. Ei se consideră slabi, dar vor ca din slăbiciunea lor să facă regulă în biserică. Noi aici la biserică nu venim să vorbim între noi, să ne spunem nouă poveștile noastre, să ne povestim afacerile, să facem negocieri și alte lucruri, orice lucruri ar fi. Venim aici să ne închinăm, pentru că în biserică e proslăvit Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Și acești tip de oameni, nici nu știu în care categorie să-i pun, a credincioșilor slabi sau a credincioșilor tari. De-aia le-am spus oameni vicleni sau șmecheri. E un termen dur. E foarte rău să spui asta. Nu dă bine. Nu place. Dar am ales să spun adevărul, cu toate că s-ar putea să nu mai slujesc niciodată la dumneavoastră sau în altă parte. Prefer să spun adevărul. Hristos i-a confruntat pe oameni cu adevărul, pentru că doar adevărul ne face slobozi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Aș vrea să vedem acum de ce suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Noi ăștia
care ne considerăm tari, care nu ne potignim în tot felul de lucruri. Spune Apostolul Pavel în versetul 5: Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți acelea simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos. Noi suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi, ca să urmăm pilda lui Hristos. Și în versetul 3 spune că și Hristos nu și-a plăcut lui înșine, ci, după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Noi suntem chemați, dragii mei, să urmăm pilda lui Hristos. Și am stat și m-am gândit ce înseamnă pilda lui Hristos. Este o expresie foarte profundă și dacă săpăm adânc, vom găsi lucruri uimitoare. Am să vă spun doar două aspecte ale pildei lui Hristos. Un prim aspect al pildei lui Hristos este complexitatea ei. Hristos n-a venit în lumea noastră doar de jumătate. Hristos nu și-a dat timpul lui doar de jumătate, nu și-a dat energia lui doar de jumătate, nu și-a dat viața lui doar 95%. Ci Domnul Hristos, atât în naștere, cât în trăire, cât în moarte și în înviere, a dat totul ca să ne câștige cu totul. Și de aici spune că dacă diavolul se mulțumește cu 1% din inima ta, să știi că Dumnezeu nu-i mulțumit nici cu 99%. Dumnezeu vrea toată inima ta. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a dat totul. El vrea totul. La Dumnezeu nu merge cu trișare și nici cu sfinți pe jumătate de căzuți. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Hristos a dat totul și Costache Ioanici se exprimă atât de plastic într-una din poeziile lui și spune: O, acel ce ne-a creat să ne poarte vina? Da, acel ce ne-a creat a venit în lumea noastră, ne-a purtat vina. Și dacă ne-a purtat vina, Apostolul Pavel spune: ocările celor ce te ocărăsc au căzut peste mine. Dacă Hristos ne-a purtat ocara și noi suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Ai așa frumusețe când te uiți la Hristos. Hristos a purtat toată ocara noastră și ocara care am aruncat asupra Lui a fost răzvrătirea primilor oameni. A fost neascultarea poporului Israel. Este, dacă vreți, nesupunerea noastră, dezinteresul nostru față de Dumnezeu și față de casa Lui. Atunci când venim la închinare, mulți dintre noi probabil își găsesc timp să facă altceva, să vorbească, pentru că frații nu și-au terminat cuvintele, numărul de cuvinte pe ziua respectivă. Alții, am observat în multe biserici, în timp ce se cântă, cântă corul, fanfara, se desfășoară slujba în casa lui Dumnezeu, ei nu-și găsesc un alt timp mai potrivit să citească din Sfânta Scriptură numai în biserică. Și vezi stând cu capul plecat și pagină după pagină. Când suntem în casa lui Dumnezeu. Aici e și frumusețea, vă spuneam și miercuri seara. Noi suntem templul lui Dumnezeu. Și Pavel spune: voi trebuie să trăiți în unitate, că sunteți mai tari, că sunteți mai slabi. Voi trebuie să răbdați slăbiciunile celor slabi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Pentru că dacă noi, în casa lui Dumnezeu, facem altceva, ne găsim timp pentru altceva și nu participăm cu trupul lui Hristos la închinare, mă întreb, oare ești parte a trupului lui Hristos sau nu ești? Participi sau nu participi? Poate ai vrea să zici că ești o mână în casa lui Dumnezeu, că ești ochi, că ești ureche, în trupul lui Hristos, vorbind fizic. Dar dezinteresul tău este total. Nu poate un ochi să se uite în stânga și celălalt să se uite exact în direcția opusă. Așa ne-a creat Dumnezeu. Când ne întoarce capul într-o parte, amândoi ochii privesc în aceeași direcție. Nu putem fi ca și găina care are ochii pe lateral, cu un ochi la pui și cu unul la vulturi sau la uliu. Dumnezeu ne-a creat cu ochi frontali. Ne uităm cu ei în aceeași direcție. Și în acest aspect vreau să accentuez valoarea trupului lui Hristos, valoarea părtășiei împreună în casa lui Dumnezeu, valoarea închinării noastre înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem datori. Nu e un îndemn, nu e o opțiune, nu e o motivație, e o datorie. Și greu cuvântul acesta.
De atâtea ori răbdăm capriciile unui șef mai lacu, mai aspru, a unui șef care vorbește urât, a unui sistem social, politic, care de atâtea ori nu ne place, ne dă peste cap. Sistemul lumii de valori ne învață că noi suntem pe primul loc, pe al doilea, pe al treilea, resturile cu restul. Dar în biserică nu e așa, în biserică Hristos a stabilit o altă ordine. Și vine un învățat al legii la Iisus Hristos și spune: Doamne, cine este aproapele meu? De fapt îi spune: Doamne, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Și Hristos îi spune: cum citești în lege? Și el spune: să cinstești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Știți ce înseamnă asta? Eu pe locul 3. Datoria noastră ca și creștini este să răbdăm slăbiciunea celor slabi, sau altfel spus, datoria noastră este să fim pe locul 3. Prima dată e Dumnezeu, apoi aproapele nostru și apoi suntem noi. Asta e ordinea divină. Nu ne place, nu? E greu. Adică, cum, Doamne, în lumea asta toată lumea se luptă să fie primul și eu să vreau să fiu al treilea? Hai acum, mai lasă-mă, mai slăbește-mă cu asta. Give me a break. Nu? E absurd. Dar, dragii mei, este cuvântul lui Dumnezeu și vă spun sigur, cine împlinește cuvântul lui Dumnezeu, niciodată nu îi se va părea că e pe locul 3. Cine îl iubește pe Dumnezeu, niciodată nu se va gândi: băi, eu sunt al treilea? Niciodată. Niciodată. Pentru că dragostea lui Dumnezeu este o dragoste perfectă, care trece dincolo de gândurile noastre, de ierarhiile noastre, de ambițiile noastre, de deșertăciunea acestei vieți. Și dacă ne uităm la pilda lui Hristos, un al doilea aspect al pildei lui Hristos este caracterul ei. Hristos a dat de bună voie. Nu l-a obligat nimeni. S-a făcut o tăcere penibilă în cer de 30 de minute și nimeni n-a fost vrednic. Și atunci s-a ridicat Fiul lui Dumnezeu și a spus: iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, merg să fac voia ta, Dumnezeule. S-a dat de bună voie. Nu l-a silit nimeni. Și în grădina Ghețiman putea să răspundă. Dacă nu greșesc, Marcu consemnează acest lucru, că dacă vroia, o gardă de îngeri se putea pune la dispoziție. 12 legiuni de îngeri, mă scuzați. 12 legiuni de îngeri. Puteau să vină în ajutor, dar n-a vrut. N-a vrut. Asta e frumusețea pildei lui Hristos. S-a dat totul, dar nu obligat. S-a dat totul de bună voie. De ce ne spune Apostolul Pavel nou, sau de ce ne spune Dumnezeu nou că e o datorie? Pentru că niciunul din noi nu este Hristos. Noi tindem să fim ca El. Sfânt și curat a fost doar Fiul lui Dumnezeu. Noi, știe Dumnezeu că suntem tentați în fiecare zi și ispitiți cu luptele acestei lumi, cu greutățile ei, cu viciile ei, cu sistemul ei de valori. Știe Dumnezeu lucrurile acestea. De-aia ne spune: e o datorie să vă iubiți unii pe alții. E o datorie să vă răbdați unii pe alții. E o datorie să aveți acelea simțăminte unii față de alții. Urmând pilda lui Hristos, care s-a dat totul de bună voie, binecuvântat să fie numele Lui. De ce ești dator să rabi slăbiciunile celorlalți? Pentru pilda lui Hristos, să fii un urmaș al pildei Lui. Și un alt argument este că ca să ne zidim împreună. Versetul 2 spune: fiecare din noi să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora. Și apoi în versetul 6 spune: pentru ca toți împreună cu o inimă și cu o gură să slăviți pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Am spus și miercuri seara, în fapte 2:1, în ziua când a luat naștere biserica, ne se spune că în ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Și pentru cei care au fost, poate și aduc aminte că am spus atunci, dacă erau toți în același loc, de ce mai trebuia să se spună că erau împreună? Și în versetul 5, în versetul 6, mă scuzați, Apostolul Pavel spune: pentru ca toți împreună cu o inimă
și cu o gură să slăviți pe Dumnezeu. Atunci când noi suntem uniți, atunci când noi ne răbdăm unii altora slăbiciunile noastre, ne zidim unii pe alții spre gloria lui Dumnezeu. Să știi că nu faci lucrul acesta doar ca pe o regulă seacă, abstractă, o regulă care e așa, o datorie făcută de silă. Când îți împlinești datoria aceasta de creștin matur în Hristos, o faci zidind trupul lui spre gloria lui Dumnezeu. Apostolul Pavel accentuează încă un aspect al acestei zidiri a trupului lui Hristos și spune, pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură. Dacă ne facem datoria aceasta doar din gură, doar cu sabia limbii, s-ar putea să semănăm atât de bine cu poporul Israel la un moment dat al existenței lui, când Dumnezeu îi vorbește foarte clar și spune, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Știți cum se traduce asta? Îți merge vestea că trăiești, dar ești mort. E o tragedie. Nu? Dar atunci când cu toată inima ta faci lucrul acesta, asta înseamnă că ești un organism viu, că ești un mădular viu în trupul lui Hristos. Datoria de a răbda slăbiciunile celorlalți. Mă scuzați că mă repet, nu șmecheriile unora, slăbiciunile unora, să facem o diferență. Când îți faci datoria cu toată inima ta, tu de fapt îl slăvești pe Hristos. Și dacă citim în Ioan 15 cu 13, spunea Hristos ucenicilor, vă numesc prieteni, nu vă mai numesc robi. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii lui. Ne-a chemat Hristos să fim aproape unii de ceilalți, să zidim trupul lui atât de mult încât dacă ar trebui să murim pentru fratele nostru, să o facem fără reținere. Nu știu câți dintre dumneavoastră, dacă ați fi amenințați cu o armă, cu un pistol, cu un shotgun, cu ceva, să vi se spună, dacă ăla de lângă tine nu renunță la Hristos, tu mori. Ai fi dispus? Ai fi dispus să ți se spună, I don't care. Se spune că în Nigeria, într-o biserică, au intrat insurgenții militari în timpul unei slujbe. De acolo din spate a venit unul către păstor și a spus următoarele cuvinte. Dacă nu vă lepădați de Hristos, toți veți muri. Și-a auzit întreaga biserică. Și apoi el i s-a spus, cei care se leapădă de Hristos, iasă acum pe ușă și vor fi liberi, vor scăpa. A fost o pauză de un minut, două, apoi s-au ridicat din bancă câțiva și au ieșit afară. Au ieșit mulți. La urmă a ieșit și păstorul. Dar undeva la cor a mai rămas o tânără de 16 ani care s-a dus, a luat o Biblie, a pupat-o și a zis, în Biblia asta l-am găsit pe Hristos, nu mă pot despărți de El. Și a murit împușcată. Ceilalți frații ei au scăpat. Au scăpat. Mă înțelegeți? Adevărata libertate cu Hristos. Și dacă ți se cere prețul vieții pentru unul din frații tăi, sau pentru Hristos, urmând pilda Lui, ce vei face? Dragii mei, vreau în seara aceasta să vă spun că m-am hotărât. Cuvântul ăsta mie mi-a vorbit clar și răspicat. Suntem datori? Sunt dator. Sunt dator să rabd slăbiciunile celor slabi. Știți de ce? Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura voastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângherea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. Rabd slăbiciunile celor mai slabi, urmând pilda lui Hristos, zidind trupul lui spre slava lui Dumnezeu,
Trăim cu această nădejde că într-o zi cel căruia a răbdat slăbiciunile va deveni un om matur în trupul lui Hristos și împreună vom moșteni împărăția cerurilor. Spune Apostolul Pavel în Corinteni 15:19, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Noi nu facem lucrul acesta doar cu nădejdea strict pământeană, bă, dacă îl respect, mă va respecta. Dacă îl rab, mă va răbda. Dacă îi fac un bine astăzi, mă va face și el un bine. Nu. Trăiesc cu această nădejde care trece dincolo de misterul norilor albaștri și ajunge la Dumnezeu. Și această nădejde nu se oprește undeva în atmosferă, ci această nădejde este ancorată puternic în Dumnezeu, pentru că această nădejde nu înșală. M-am hotărât cu toată inima mea să stau aproape de frații mei. M-am hotărât din toată inima mea să mă închin împreună cu ei. M-am hotărât din toată inima mea să rab slăbiciunile, să le spun adevărul, să iubesc și să-i respect, pentru că Hristos se identifică cu ei. N-ai vrea să faci și tu același lucru? Îți las această provocare pentru săptămâna care urmează. Gândește-te la ea. Numai un pic dacă ne-ar fi mai greu la câțiva dintre noi. Ce bine ne-am ști unii în lanțul rugăciunii. Ce bine ne-am ști apropiat de Dumnezeu. Nu? Dar când îi merge bine omului, parcă nu-i mai așa interesat de ce se întâmplă cu celălalt, cu celălalt. Pentru el e just myself. Indiferent cum ar fi în lumea aceasta, aș vrea să ne facem datoria de creștini. Să urmăm pilda lui Hristos, care a dat totul de bunăvoie, zidind biserica lui spre gloria lui Dumnezeu, așteptând împreună cu trupul lui Hristos moștenirea vieții veșnice. Amin. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare, lăudăm pe Domnul cu o cântare, timp în care facem colecta. Azi în orașul Betleem mi s-a născut un prunc a cărui nume sfânt este Iisus. Profeții din vechime l-au vestit pe el, pe fiul de împărat Emanuel. Aceea cerul s-a luminat de slavă îngerilor care l-au cântat. Osana s-a născut, Mesia așteptat, al lumii singur veșnic împărat. Să-i cântam, să magica să-i dăm, dar vrem întreagă viață lui să-i o predăm. Nici aur sfârnă, nici tămă.
Locurile. Ascultăm frații Bercea care vor lauda pe Domnul cu o cântare, în urma lor fanfara, iar în urma fanfarei corul. Domnul să-i binecuvinteze. Let's go.
sfântă tron divin, o lume-ți cântă neîncetat, n-ai încălzit în noaptea sfântă.
rugăm ca Domnul să binecuvinteze pe fratele Cornel, care va predica de asemenea cuvântul Domnului. Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Christmas songs because they're full of hope, full of glory actually.
We just the choir just sang a song about the glory of God, glory to God. And I want to preach today about this glory of God. Because everything it's about the glory of God. God created everything for his glory. Amen. And God created us for his glory. But man has turned his back on God. And Jesus came in this world. He was born, and we celebrate his birth this month. He was born to reveal God's glory, to reveal God's glory through his life. And then he saved us for the same purpose, to reveal God's glory through our life, to be part of that body of Christ that reveals God's glory. That's the only purpose for Christ coming in this world, and that's the only purpose that you and I are called for, to reveal his glory. Amen? And in our text today from Romans, we can see the same thing, that we are called in to live in such a way that gives glory to God. Therefore, receive one another just as Christ also received us to the glory of God. Glory be to God. Romans is a very awesome letter. A lot of people actually call it the greatest letter ever written. And it is the most systematic presentation of the gospel because it presents all the elements of our salvation and how they work together. It starts by showing the problem, which is sin. It shows that the Gentiles have sinned. It shows that the Jews have sinned. And at one point he says, all have sinned and fallen short of what? Of the glory of God. You see how it all comes back to the glory of God. All have sinned and fall short of the glory of God. But also, Apostle Paul shows us salvation, the salvation by grace, by the grace of God, which is part of his glory. He brings us this salvation, and we are saved for what? To serve for his glory. Such a wonderful calling. In the chapters that follow, he talks about God's love for us, assurance that he will never leave us. He talks about the wisdom of God relating to the people of Israel and the church, and how through their fall we have received salvation, but not only for us, but that we may make them jealous of our relationship with God, that they may come back to God. All of this is to present God's patience. He still has patience with the people of Israel, and he still has patience with us. And in a sense, he tells us that we have to have patience with each other in today's text. Every time I read almost any text in the Bible, it points me to Christ. And even today, it shows that now, that even Christ did not please himself. Apostle Paul tells us about the example of Christ. We are called to minister to one another. We are called to serve one another just as Christ has served us. But there is an element that's needed in our life. There is something in the character, in the attitude. And may I say, it's kind of a paradox, because we can see Christ full of power, full of authority. He speaks. He heals, he makes miracles, he teaches, everybody's listening to him, everybody's in awe, he's full of significance, and at the same time, he's meek, he is humble, he is denying himself, he's serving others, and he even allows himself to be disrespected. It's a paradox, and it's not something that just happened. It was designed by God, and it was prophesied by the prophets. And I'd like to read something in Isaiah chapter 53. Who has believed our report, and who has the arm, and to whom has the arm of the Lord been revealed?
Who saw the arm of the Lord? When the Bible speaks of the arm of the Lord, he always speaks about the power of God. If we actually read a couple of verses in the previous chapter, he says, "Break forth into joy, sing together, you waste places of Jerusalem, for the Lord has comforted his people, he has redeemed Jerusalem. The Lord has made bare his holy arm in the eyes of all the nations, and all the ends of the earth shall see the salvation of our God." When he talks about the arm of the Lord, he talks about the power. He talks about the things that he's going to do to this earth. And in chapter 53, he starts like that. "Who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed?" Who saw it? Who saw the glory of God? And then in the second verse, he gives us the second part of this paradox, because he shall grow up before him as a tender plant, ca și o odrasle slabă, as a root out of a dry ground. He has no form, no comeliness. And when we see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. We see both sides of this paradox: power, glory, and also meekness, and also humbleness and insignificance. And I want to tell you that this is the character that God reveals his glory. We have to be, and we have to become, humble, meek, insignificant, denying ourselves, so he can put his glory in our life. We saw this, because we're talking about Christmas, we saw this in the example of Mary. If we look in Luke chapter 1, and it's a prayer, it's a glorifying prayer of Mary. And Mary said in chapter 1, verse 46, and Mary said, "My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Savior, for he has regarded the lowly state of his maidservant," the meek state, the humble state. "For behold, henceforth all generation will call me blessed, for he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. And his mercy is on those who fear him from generation to generation. He has shown strength with his arm." Glory be to God. You want to see the glory of God, the strong arm of God in your life? Are you willing to be humble and meek, insignificant, at times invisible, doing the things only for God's glory? And this is what Apostle Paul is teaching us today, that we have to serve others in humbleness and meekness with love. We are to fulfill each other's needs and maybe even desires, actually. In the first verse, chapter 15, "Then we who are strong ought to bear with the scruples of the weak and not to please ourselves." It is so easy to live for yourself, to please yourself, to do what you like, to seek to please, to seek to pleasures, comfort, honor, and all kinds of other things that probably our flesh desires. But we are called today to serve others, not ourselves. And do not please ourselves. Let each of us please his neighbor for his good. Let each of us please his neighbor. In verse 5, he says, "Now may the God of patience and comfort grant you all to be like-minded toward another, according to Christ Jesus," according to the example that God has set forth for us in Jesus Christ. Be like-minded towards each other. Not have some thoughts about yourself, but disconsider the people around you. But have the same thoughts for the people around you, just as Christ has done, that you may with one mind and one mouth glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ.
with one mind, if we have one mind, if we are united, just like Brother Timotei said, if we are united, our uniting, being united will glorify God, because we are that body of Christ that Christ, that God uses to reveal His glory. It's all about His glory, brothers and sisters. And you have to ask yourself, is His glory revealed in you? We like that Christ has revealed the glory of the Father to us, but now it's our turn. We cannot just stop at that. Therefore, receive one another just as Christ also received us to the glory of God. Receive one another as Christ also received us to the glory of God. How did Christ receive us? When we were good? When we were honoring Him? Or did He receive us when we were actually sinful towards Him? When we were actually turning our back on God? Receive all. Not only the people that you like, not only the people that think like you, not only the friends and family, but receive all of them. Jesus Christ gives us that example in Matthew chapter 16, verse 24 and 25, I believe. Then Jesus says to His disciples, "If anyone desires to come after Me, let him deny himself and take up his cross and follow Me. And whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for My sake will find it." If we live our life for ourselves, we'll lose it. But if we live our lives for the people around us, we will save it. It will be in heaven. It will be a glory to God if we live our life for others. Because Jesus tells us, if we only love the people that love you, what great thing do you do? Isn't that what the tax collectors do? And if you only honor the people that honor you, isn't that what the tax collectors will do? Only the friends, the families. But what about the people that are not like you? Are you able to teach them? Are you able to serve them? And not for your own personal gain. We're not here to serve others that we may receive glory. We're here to serve others that God may receive glory. Amen? But what if they're different? See, the problem is that it's so easy for us to be friends and to honor and to serve with others that are like us. But what if they're different? As Brother Timotei was reading the previous chapter 14, that some people respect different days. Some people ate differently. Maybe some people worship differently. There is difference in cultures. Some of us were born in Romania. Some of us are born here. There is difference in language. There is difference in a lot of things. There is actually a lot of, I was thinking that maybe not two people in any church think alike in every single point. There is something that some people think differently than you. Are we supposed to not love those and not serve with those and not be united with those? Apostle Paul tells us and reminds us that we are supposed to serve all of them, to give our life to them. Doesn't matter if they're different than us. But the problem is that sometimes they're wrong and we're right. And we tell them and they don't listen. What are we supposed to do then? What happens when you try to tell somebody what's right and he doesn't listen? Because he believes different maybe? Or because he doesn't want to listen? Are we supposed to allow ourselves and our flesh to be a little bit more forceful and less loving? How are we supposed to love each other then? Apostle Paul tells us in 2 Timothy chapter 2, verse 23 and 26. "But avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strife.
And a servant of the Lord must not quarrel, but be gentle to all. Be gentle to all, able to teach, patient in humility, correcting those who are in opposition. If God perhaps will grant them repentance, so that they may know the truth, and that they may come to their senses and escape the snare of the devil. How are we supposed to treat each other when actually we really believe that they're wrong? In humility, gentleness, patient, correcting those in opposition, and praying for them. We are to pray for each other because we know that we didn't save ourselves, it's Christ that saved us. Change our mind, put the word of truth in our hearts, and we are transformed by His word and by His power. It is not us pushing our way around that will transform anybody, but it's only the power of God. I'm sure that all of you that have children have realized that. It doesn't matter how much you tell them sometimes, they will not listen. It is when God reveals it to them. And that's why we need to pray, especially for the young people of today, that God will reveal His truth and His gospel, that they may understand what they're called for. And they're called for to serve in humility and meekness, all for the glory of God. But how do we become such people? How can His glory be revealed in us? How can you have His glory in you and show it to the people around you? You might want to study the Bible more and pray more. But there's one thing that's essential. Apostle Paul tells it to us in Colossians chapter 1, verse 27. Christ in us, the hope of glory. Amen? It's Him in us. It's His Spirit in us. Because it's not our glory, it's His glory. There's nothing in us that can make something look like His glory. The only thing that we can do is empty ourselves so He can fill us. Amen? It's a matter of our heart. Christ will fill your heart if He has room in your heart. The Pharisees had the right doctrine. And a lot of times, we have the right doctrine. We know what we're supposed to do. We know the Bible. We know the principles of the Bible. We know the teachings about the gospel, about the salvation. We know the teachings about the Holy Spirit. But do we have the heart? Has that gospel of God filled us with love towards others? Or maybe because we know so much, now we look with contempt to other people and we look down on other people? Has the gospel of God filled your heart with love towards others? We are called to be godly, but the only way to be godly is having the Holy Spirit in you. Because this glory of God, it's the fruit of the Holy Spirit spoken in Galatians by Apostle Paul. Galatians chapter 5, verse 19. He talks about the fruits of the flesh, and then he speaks in verse 19, the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, sorcery, all kinds of things, including self-ambition, drunkenness, revelries, and all kinds of things that actually do not belong in a child that has the character of God in him. But from the verse 22, he says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. Long-suffering not towards God, long-suffering towards each other. Kindness, goodness, faithfulness, keeping your word. Gentleness, being gentle. Self-control. Against such there is no law, for those who are in Christ have crucified the flesh with its passions and desires. Apostle Paul says, I've been crucified with Christ and I live, but no longer I live, but He lives in me. And that's the way that it has to happen in our lives.
We have to be crucified with Christ, that we no longer live, but that His Holy Spirit lives in us and through us and reveals God's glory by the way we treat each other, by the way we serve each other with all our heart and with all our mind. This is what we called for, to be the church, to be the body of Christ that reveals God's glory. And teachings are good. We learn a lot about God. I like songs because it gives me encouragement. I like testimonies because it shows us that God can do it. But how can you say and how can you tell that you have a spiritual relationship with God that will fill you with power? And I want to tell you a barometer that's actually worked in my life, and I've seen it spoken by a lot of other people. It's the prayer life. It's the prayer life. If your prayer life is lacking, your spiritual life is lacking too. Because it's on your knees that you realize your dependence on God. Because it's on your knees where you actually declare your dependence on God. And it's on your knees that actually God fills you with power. God transforms you. So we can serve each other for His glory. So we can serve God serving each other in such a way that God's glory is revealed in us. I pray that this should be your barometer, that you check yourself, check your life, and check your heart to see, is it full of your ambitions, your pleasures, or is it full of what God wants to do through you to other people? And if your heart is full of that desire, you will be on your knees just like Jesus Christ was on His knees, praying that God will empower him, will give him the power to fulfill God's call. And I pray that this is what you're going to do tonight too. Amen. Slăviți să fie Domnul! Dumnezeu ne-a vorbit prin cuvântul Lui în seara aceasta. Mai trebuie ca noi să împlinim ce auzim. Domnul să ne ajute la aceasta. M-am gândit că odată au venit ucenicii la Domnul Iisus Hristos și au zis: învățătorule, noi am găsit niște oameni care scoteau draci în numele tău și i-am oprit pentru că nu veneau după noi. Și ce a spus Domnul Iisus Hristos? Bine ați făcut, sunteți foarte loiali. A spus: de ce ați oprit? Pentru că oricine nu este împotriva noastră este pentru noi. Vedeți ce? Noi suntem așa de diferiți, cum s-a vorbit în seara aceasta. Nu suntem unul ca și celălalt. Cred că nici unul 100% să gândim ca celălalt de lângă noi. Suntem diferiți. Gândim diferit. Am crescut în medii diferite. Și Dumnezeu ne-a pus pe toți într-un loc ca să trăim unii cu alții. Și în seara aceasta ne învață cuvântul Domnului ca să exersăm ceea ce Apostolul Pavel le spune fraților din Roma: îngăduiți-vă unul pe altul, îngăduiți-vă unii pe alții, îngăduința creștină. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Să ne îngăduim. Nu suntem la fel. Suntem diversi. Însă ne cere Dumnezeu unitate în diversitate. Și mă rog ca Domnul să ne ajute ca să devenim una. Dar ca să putem deveni, trebuie să ne îngăduim și noi care suntem tari, trebuie să îngăduim pe cei slabi. Și mă gândeam, oare dacă aș pune o întrebare în biserică, toți cei care sunteți tari, ridicați-vă în picioare. Oare cât s-ar ridica? Sau dacă zice, toți cei care sunteți slabi, stand up, ridicați-vă. Cred că nimeni nu s-a ridicat. Dacă ne-am analizat, probabil nu am ajunge la concluzia că suntem tari sau suntem slabi. Am vedea că nu suntem așa de tari și am vedea că nu suntem nici așa de slabi. Am fi confuzi. A fost un om care era asistentul lui Luther, Martin Luther, marele reformator
din Germania. Și am citit odată și am mai spus în biserica aceasta ce a cotat el, ce a spus el. Și știți ce a spus? Așa de divers, așa de diferiți, a spus că în essentials, unity. În non-essentials, liberty. And in all, charity. Amen. În lucrurile esențiale, unitate. În lucrurile neesențiale, libertate. Însă în toate să fie dragoste. Dacă este dragoste, atunci ne putem îngădui unii pe alții, atunci ne putem să ne ridicăm unii pe alții, atunci putem să ne rugăm unii pentru alții, putem să nu ne disprețuim unii pe alții. Ceea ce am citit în 15, primele, am în 7 versete, practic este o concluzie la capitolul 14. Voi care sunteți stari, sunteți datori. Nu este o opțiune, așa cum am auzit. Dacă vreau, fac, dacă nu, nu. Suntem datori. Doamne, ajută-ne să ne achităm de toate datoriile, inclusiv de datoria aceasta. Să ne îngăduim unii pe alții. În lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, zice Apostolul Pavel, să umblăm la fel. Dar în celelalte, spune el, veți fi luminați. Domnul să ne ajute ca să ne luminăm și să ne maturizăm, să creștem, ca să ajungem la această unitate, că scopul final este aceasta, să ajungem la această maturitate, la unirea trupului lui Hristos, la unirea credinței noastre. Și ca să ajungem la această unitate, să ajungem la această maturitate, avem nevoie ca să ne nutrim din cuvântul lui Dumnezeu, să creștem în toate privințele. Și zic ca Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul să ne dea putere până atunci, până când vom ajunge la această unitate, să ne îngăduim unii pe alții. Să ne acceptăm unii pe alții. Așa cum noi am fost acceptați de Hristos. Nu că am fost perfecți așa cum am fost, așa cum suntem. Hristos ne-a primit și ne primește. Și noi trebuie să ne primim unii pe alții. Să nu am my way or the highway. No. Să ne îngăduim unii pe alții, să avem răbdare, să creștem, să ajungem la această unitate ca să fim un trup al lui Hristos. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Cum aș vrea să invit cântăreții în față, am spus că dacă mai este timp și le dăm timp, să vină în față să mai cântăm tinerii, tinerii bisericii, vor să mai colinde, vreau să le dăm loc ca să împreună să lăudăm pe Dumnezeu cu o colindă sau două, după care vom intra într-o rugăciune mulțumind Domnului pentru seara aceasta, cerându-L ca El să fie cu noi și El să ne binecuvinteze. Vă rog, tinerii, să vă grăbiți, veniți în față și să lăudăm pe Domnul cu două cântări, după care mulțumim Domnului.
slăvit să fie Domnul. Haideți să intrăm într-o rugăciune de mulțumire, mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi, cerând ajutorul Lui în săptămâna care urmează, ca Îngerul Lui să ne păzească, să ne ocrotească și să ne dea putere în toate lucrurile, să-L slujim și să servim pe El. Cu toții ne rugăm Domnului. Doamne, venim înainte.